Muzeul Județean Botoșan organizează sâmbătă 14 mai evenimentul cultural intitulat Noaptea Muzeelor, înscriindu-se în cadrul manifestărilor organizate anual la nivel european, sub patronajul Consiliului Europei al UNESCO și al Consiliului Internațional al Muzeelor, dar și la nivel național, sub coordonarea rețelei naționale a muzeelor din România, Evenimentul din acest an oferă publicului botoșanean posibilitatea de a vizita Muzeul de Etnografie Botoșani, Muzeul de Științele Naturii Dorohoi, Muzeul Ștefan Luchian din Ștefănești și Muzeul de Arheologie Săveni. La Muzeul de Etnografie, pe lângă expoziția etnografică de bază, va putea fi vizitată și expoziția temporară intitulată Lumea Rurală în Arta Plastică, al cărei vernisaj va avea loc la ora 19. La Muzeul de Științele Naturii Dorohoi pot fi vizitate atât expoziția permanentă cât și cea fotodocumentară, intitulată Județele Botoșan și Dorohoi în Labele Belepoc. Prin intermediul ilustrațiilor și al textelor va fi evocată perioada de maximă dezvoltare a celor două entități administrative corespunzătoare ultimului sfert de veac al secolului al XIX-lea și începutului secolului XX. Muzeele de la Ștefănești și de la Săveni propun publicului vizitarea expozițiilor permanente. Pe parcursul evenimentului accesul vizitatorilor va fi gratuit.